Polițiștii Suceveni au desfășurat în perioada 30 octombrie-1 noiembrie activități pentru creșterea gradului de siguranță publică și diminuarea riscurilor de accidente rutiere. Oamenii legii urmăresc prevenirea comiterii de infracțiuni, asigurarea ordinii publice, precum și asigurarea afluenței traficului rutier. În urma acțiunilor, 14 șoferi au rămas fără permis de conducere. În primele două zile ale acțiunii la nivelul județului Suceava au fost prezenți în teren 270 de polițiști, 59 de polițiști rutieri, 198 de ordine publică și 13 polițiști din cadrul Serviciului Transporturi. Pe segmentele de drumuri identificate cu risc accidentogen s-a acționat cu 13 autospeciale radar. Au fost constatate 7 infracțiuni, au fost reținute 14 permise de conducere și a fost retras un certificat de înmatriculare. Totodată au fost aplicate 347 de sancțiuni contravenționale în valoare de 96.625 de lei. Acțiunea va continua, scopul fiind creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, atât din punct de vedere al siguranței fizice și patrimoniale, cât și al siguranței rutiere pe drumurile publice. De aceea este bine să fiți precauți.